momentul ăsta sunt jucători în lot la divizia B care nu au fost nu au prins prim 18, nu au prins lotul, da? Deci e Stanciu, e Pătrașcu, e, deci mai chiar doi. La un moment dat erau și jucători care priseseră și lotul național, erau convocați ca Toader, Chivu, da, și mai departe. Da, da. Totuși sunt lucruri care probabil acum, datorită încărcăturii mari a acestui moment, nu, poate nu le realizați așa cum trebuie, dar în timp aceste lucruri vă vor răscoli, sunt sigur de acest moment. Avem foarte multe întrebări, dar înainte să le dau citire și deja au început să curgă și pe mail, poate o să avem și telefoane, o să-l rog și pe domnul Corneanu, pentru că reprezintă o parte din această familie în acest moment. A spus foarte mult suflet, țin minte la o emisiune, chiar și la un interviu, v-am remarcat, dar nu eu neapărat, prin ceea ce ați făcut, faptul că s-a născut acest club sportiv municipal, care de fapt este un lucru, alte municipii și alte orașe importante din România l-au făcut cu mult înaintea noastră. Dar iată, în acest moment, ceea ce a reușit în Focșani, ca și peste tot în lume, fotbalul, să nască atâtea și atâtea lucruri frumoase, în acest moment, pentru Focșani este un moment mai dificil. E greu, cel puțin când te uiți în clasament. Care este părerea dumneavoastră a colegilor consilieri, în momentul acesta, partea de Consiliul Local, cum trăiește acest moment? Și acum, sincer vă spun, aș vrea să-mi răspundeți și la o întrebare, că l-am sunat pe domnul primar înainte, o să spun imediat unde este, înainte de emisiune, am vorbit cu domnul președinte Stan Gheorghiu, are telefonul închis. La meciuri cam puțin a fost reprezentat, știți, poate și acest lucru ar fi dat un imbold mai mare sau o motivație mai mare jucătorilor. Întotdeauna când vine cineva reprezentativ din conducerea orașului, județului, poate și pe jucătorii mobilizează. Nu prea a venit nimeni. Au fost probleme atât de mari? Sau nu a reușit să vă convingă? Dacă au fost probleme așa de mari, nici anul trecut nu s-au înghesuit oficialitățile județului și ale orașului să participe la meciurile din Liga a treia, toate că eram echipa s-a instalat pe primul loc după primele etape și nu l-a mai părăsit niciodată. Sincer, eu n-am prea venit deloc la meciurile oficiale din motive personale. Că avem casete și vă spune că n-ați fost. Nu, la meciurile oficiale n-am fost pentru că am niște probleme personale și sunt legat de alte activități familie care necesită prezența de acord acolo. Dar la divizia C nu a lipsit. E un lucru îmbucurător, dar totuși în cadrul comisiilor de cultură, de sport, nu s-ar fi putut face o permanentizare, un program, o programare? E greu să forțezi oamenii să vină atâta timp cât impresia mea este că nu sunt așa de atașați de sport. Din păcate. O mare parte dintre consilieri. Îmbucurător este faptul că în aceste condiții totuși și-au dat votul pentru a sprijini echipa. Puteau să voteze împotrivă, să spună că nu e mai important un alt segment din viața comunității pentru a fi sprijinit și banii să se fi dus în zona aceea. Chiar am fost plăcut impresionat că după ultimele rezultate ale echipei negative, sau, mă rog, așa sunt văzute în zona noastră, s-a votat acel proiect de hotărâre care a mai dat un balon de oxigen. Așa cum a promis și domnul primar, așa cum am încercat și noi să obținem votul consilierilor, s-a dus la bun sfârșit, astfel încât anul ăsta o sursă de finanțare minimă există. Din păcate nu este de ajuns. În continuare așteptăm lângă echipă alți sponsori care să ajute la cumpărarea de jucători în perioada de vacanță competițională, astfel încât lotul să se întărească puțin. Așa, cu aproximația ați discutat probabil ce ar însemna un buget din sponsorizări, din alte surse de venituri pentru a putea aduce câțiva jucători? Cred că un venit. Nu, ca să-și facă impresie și trebuie deci un buget pentru a termina undeva prima jumătate sau spre jumătatea clasamentului ar fi spre 20 de miliarde. În condițiile în care Consiliul Local
poate să sprijine cu această sumă, ci undeva la 12, 10-12 milioane. N-aș spune, nu neapărat. Pentru a aduce niște jucători valoroși, la Botoșani, avem nevoie. La Botoșani. Local sprijină cu 20 de miliarde echipa de fotbal. Pe tur sau pe sezon? Pe sezon. De sprijină cu 20 de miliarde. Problema la ei este că sunt mai bine organizați, au partea cealaltă a lucrurilor. Deci eu zic că la cum am făcut bugetul și cum l-am gândit, 12 miliarde e suficient. Poate 13 acolo, vorbesc de bani care să vină de la Consiliul Local. Problema este că noi nu am avut acei bani, pentru că ne trebuie, în momentul când vom avea 100 de mii de euro, am zis o sumă, poate nu-i de ajuns, nu știu, dar eu zic că 100 de mii de euro, cu 100 de mii de euro poți aduci 3, chiar 4 jucători de valoare pe care să plătești. Și atunci deja încep să mergi din urmă și atunci te ajung alea 12 miliarde. Nu avem suta aia de mii de euro din care poți să faci activități comerciale. Totuși, până la urmă, majoritatea, să spunem așa, celor care se mai pricep un pic la fotbal din județul Vrancea, e vorba de foști antrenori, de oameni de fotbal care lucrează în domeniu, cu care am mai discutat și noi și la emisiune am mai pus întrebări. Ideea ar fi fost că lotul actual a demonstrat totuși că ar fi avut puterea să obțină și puncte, pentru că de luptat a luptat, a și condus chiar și pe teren propriu și în deplasare, dar nu a reușit să marcheze din punct de vedere pragmatic punctele într-un clasament. Atunci stăteam și ne gândeam și chiar am pomenit un numele lui Ioan Petrică, care poate mulți spun că nu ar fi trebuit lăsat să se lase, între ghilimele, ar mai fi putut să joace și ar fi putut ajuta echipa, că aici este problema, cu experiența lui, chiar și Paul Cioran. E adevărat că sumele au fost, s-au discutat, totuși era un băiat din Francia, poate ar fi dat o mână de ajutor, ar fi jucat și pentru barajul, pentru Panciu, ca să-i ajute și pe ei, dar poate mai primordial ar fi fost să ajute echipa Bucșeni, cu jucătorul cu experiența jocurilor în Liga 1. Și ar fi spus Ioan Petrică, Cioran. Deci am fi avut ceva soluții poate mai multe. La Ioan Petrică rămâne o problemă în discuție. Deci sunt de acord cu dumneavoastră. Poate ar fi trebuit să îi se mai acorde o șansă. În schimb, problema cu Cioran s-a pus din alt punct de vedere. Deci nu poate să joace decât încizător. Și cam ceea ce cred că ne-ar fi trebuit nou. Eu n-aș spune că stăm acolo foarte... S-au greșit foarte multe faze din care au ieșit goluri pe fază defensivă, acolo unde dublajul nu a fost făcut corespunzător la fundaș și de bandă, chiar și la fundaș și central. De asta spun, un închizător cred că ar fi fost una dintre soluțiile. Și a doua ar fi fost, e adevărat, poate puțin ajutat și atacul, sau chiar ca mijloc, ca și ofensiv, nu neapărat ca vârf autentic. Pentru că Reșcu și-a făcut... Cioran a făcut pregătirea cu noi, deci... Eu zic că a zburat din colivii când nu trebuie. Eu nu sunt un specialist, deci nu... Unul dintre jucătorii care a reușit la FCM Bacău să ducă Bacău chiar în primele 5 la un moment dat, alături de alt vrâncean de-a nostru, Isaac, care... Așa este, dar practic nu... El n-a fost să fie. A făcut pregătirea cu noi și nu a confirmat din păcate, deloc. Din păcate. Deci ar fi fost și alte soluții poate mai la îndemână. Nu a confirmat în meciurile de pregătire. Exact. Dar poate că nici n-a vrut să confirme ca să rămână la pace. Nu asta este problema. V-am spus. Au fost atunci antrenori, au fost Mariu Bratu. Ei împreună au luat hotărârea că nu au nevoie de el. Eu m-am convins. Cioran a fost un om. De ce eu l-am adus? Și mă țineam de un an de zile să-l aduc la echipă. Nu, din punctul lor de vedere, n-a confirmat, nu a fost... N-a fost... E adevărat că în toate meciurile amicale totuși nu am avut rezultate deosebite. La ora aia mi-au explicat de ce și cum... De pregătire, la ora aia mi-au explicat de ce și cum și eu am fost de acord cu ei.
nu mai știu să vă explic exact. Da, probabil că au fost și alte probleme. Mai e și Pătrașcu, mai e și Bucătarul, mai e și Iurișnițe și veneai cu patru acolo care... Da, da, dintre toți cred eu că cartea de vizită cea mai bună ar fi avut-o Cioran, fără doar și poate față de toți și care i-ați enumerat dumneavoastră. Da, eu totuși nu zic că, eu zic că peste Bucătarul nici n-are cum să joace. Și nici ca închizător. Iar Bucătarul ar fi avut poate alte sarcini puțin mai, mai ofensive. Pe când Bucătarul a fost nevoit în aceste momente, chiar și după venirea lui Pavel, un jucător foarte bun, de traboliu, inimos, muncitor, tot ce vrele, dar îi lipsește experiența și atunci Bucătarul ar fi putut urca mai mult și să ajungă acest Cioran să facă meseria acolo unde să închidă cam tot ce îi se spune și măturătorul din fața apărării, un post foarte greu, un post de care o echipă care are nevoie de puncte trebuie să aibă un jucător cu o mare experiență așa cum o are acest Cioran, pentru că dacă ar fi fost altcineva de sufragere, discutam de el. Dar să îl prezint un pic și pe colegul meu care a rămas dator, e vorba de Ionuț Enache, ne-am cunoscut mai bine, tânăr, neliniștit, vrea să facă carieră în televiziune. De ce nu peste ceva timp să auzim de el la posturile mari de televiziune din Europa, dar până atunci el își face datoria aici alături de noi, de Dan Olaru și de mine la emisiunea Sportas. Rog pe colegul Dan Olaru, dacă avem telefoane, imediat să le programeze, lua ei numărul și o să sunăm noi. Și acum să revin la domnul Cornelu, pentru că a fost o discuție vis-a-vis de implicarea Consiliului Local și avem întrebări de la oameni de presă. Spuneam, e vorba de o întrebare adresată de domnul Petrică Butuc, redactor șef la singurul ziar de sport din județul Vrancea. Este domnul primar Bacinski la telefon. Mie îmi joacă peste puțin această mică chip din ureche. Deci vă rog să-mi faceți semn, dar se pare că l-avem și nu auzim domnul Ionuț, dacă ești drăguț să apelăm un pic dacă l-avem în direct pe domnul primar. Alo. Alo. Alo, bună seara, domnul profesor. Cu respect, domnul primar, și am avut chiar o remarcă înaintea începerii emisiunii. Am spus că am avut o legătură cu dumneavoastră, dar erați ocupat. N-am spus unde sunteți, pentru că... Am ajuns acum la primărie și tocmai am deschis și văd emisiunea. Ok. Am ascultat un pic comentariu. Asta este realitatea, asta este echipa. Ce este îmbucurător faptul este că avem o echipă tânără, că climatul din lot este foarte bun. Sunt convins că și sunt convins, încă o dată vă spun și cred, în viitorul acestei echipei, sunt convins că performanțele vor apărea cât mai devreme. Așa cum spuneam un pic mai înainte, sunt copii crescuți în Focșani, copii tineri, alături de ei avem niște oameni serioși și cred că la sfârșitul acestui campionat echipa noastră nu va retrograda. Vreau să mulțumesc Consiliului Local, domnilor consilieri, au fost alături de echipă, alături de noi, pentru a putea crea condițiile necesare desfășurării acestui campionat. Cred că și pentru la anul vom asigura fondurile necesare bunei desfășurări a activității. Mie îmi place foarte mult echipa, așa cum am spus un pic mai înainte, cred în ea. Aș invita cetățenii municipiului Focșani, iubitorii fotbalului din Focșani, miercuri la ora 15:30 vom juca cu Steaua. Nu știu cât va conta rezultatul, dar cred că a vedea jucători, a vedea echipa așa cum ea la ora actuală joacă, sincer să vă spun, îmi place cum joacă echipa, încă trebuie să mai studieze și fiind alături de ei sunt convins, așa cum spuneam un pic mai înainte, că vom obține și performanțe. Domnule primar, dacă sunteți drăguț, am avea și câteva întrebări pentru dumneavoastră, dacă ați avut amabilitatea să ne sunați, sau probabil, nu știu, colegii mei dacă au făcut acest gest, să vă sunăm noi. Este evident că Clubul Sportiv Municipal Focșani în acest moment, în această ediție a campionatului, se va afla la subsolul clasamentului la sfârșitul turului. În acest moment suntem pe ultimul loc, minus 11 la adevăr. Din poziția de acționar nesemnificativ în momentul acesta pe care o are Consiliul Local și Primăria Municipiului